Bună seara, domnilor și domnilor, bun găsit și în această seară la o ediție nouă a emisiunii Sergiu Poliopol Show. Săptămâna aceasta am asistat la o săptămână nebună din toate punctele de vedere. Pentru prima dată am asistat la chemarea sau la săltarea doamnei Elena Udrea de către DNA și invitarea dânsei acolo prin metode, să spunem așa, un pic mai decente și mai civilizate față de alte cazuri similare, pentru ca să dea cu subsemnatul și pentru, mai ales pentru ca să îi se aducă la cunoștință că s-a început în sfârșit urmărirea penală împotriva acestei doamne, să zicem, de fier, zic eu de fier, din politica românească a ultimilor 10 ani de băsism. La fel de rapid a fost sărtat și domnul Videanu Adrian, fost primar al Capitalei, fost ministru în mai multe guverne, fost, dacă nu mă înșel, acționar majoritar la Marmosim, deținător al Titan Mar de la București și multe alte afaceri, un om care își petrecea concediile pe coasta de Azur, în cele mai luxoase hoteluri, acolo unde o noapte de cazare putea să ajungă și până la 10.000 de euro. În schimb, cei care stau la beci, și mă refer aici la domnul Dorin Cocoș și la alți domni care au fost săltați, așa, săptămânile care au trecut de către DNA, fac compuneri, fac, știu eu, scriu romane acolo. Unii spun că sunt delatori, alții spun că foarte bine fac, că trebuie să spună, pentru ca să aflăm și noi adevărul dimensiunii corupției din ultimii 10 ani de băsism. Domnul George Maior, foarte surprinzător, așa, după ce a primit asigurări de la președintele Klaus Iohannis că acesta nu intenționează să-l schimbe de la șefia Serviciului Secret SRI, iată, foarte surprinzător, așa, și pe nepusă masă și-a prezentat demisia la Cotroceni, demisie care a fost acceptată. La nivelul județului salutăm numirea în funcție de vicepreședinte interimar al Consiliului Județean a tânărului nostru penelist de aici din Valea Jiului, Adrian David, cel care s-a mai pregătit odată pentru treaba aceasta, dar până la urmă iată că, să zicem, sorții i-au surâs și acum este vicepreședinte al Consiliului Județean. Sperăm ca marți, începând cu ora 21, să-l putem întreba aici, în direct, la Capital TV, despre intențiile sale în această foarte importantă și cu mari responsabilități funcție pe care o deține la nivelul județului Hunedoara, mai ales în perspectiva situației sau din perspectiva situației din Valea Jiului. La primăria Petroșani, după multe luni de vacantare a postului de viceprimar, iată că în sfârșit acum avem un nou viceprimar în persoana domnului Nicolae Florin, care a fost sprijinit de către această alianță PSD-UNPR-PPDD și a fost votat de către consilierii locali cu un scor zdrobitor de 18 la 1. Despre toate acestea și nu numai despre toate acestea vom vorbi cu invitatul meu din această seară, căruia îi mulțumesc că a venit aici, în fața dumneavoastră, profesorul universitar, doctor inginer Radu Sorin. Bună seara, domnule profesor, bine ați revenit la Capital TV. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noștri. Pe lângă principalele teme pe care noi le avem în vedere și care s-au desfășurat în fața presei din România, Partidul Social Democrat a avut o ședință la Brașov ieri, parcă, Ieri și astăzi, ieri la și Sinaia. astăzi, sau la Sinaia, așa, și unde s-au discutat perspectivele, linia de urmat, ce s-a făcut probabil și o socoteală în legătură cu susținerea parlamentară, mai ales că opoziția formată din noul PNL, acesta care reunește Partidul Național Liberal și Partidul Democrat Liberal, care de fapt este decimat în urma arestărilor și activității DNA, dorește ca să introducă o moțiune de cenzură în această sesiune parlamentară și să dărâme guvernul dumneavoastră condus de Victor Ponta. Aș vrea să începem cu acest subiect, domnule profesor.
Cum vedeți dumneavoastră situația din PSD și la nivel local, și la nivel județean, și la nivel național, în urma pierderii alegerilor de pe 16 noiembrie, atunci când Klaus Iohannis a fost votat masiv de către români? Acest vot pro-Klaus Iohannis și împotriva lui Victor Ponta, deși Victor Ponta a luat un număr considerabil de voturi, cred că a dat de gândit Partidul Social Democrat și s-au făcut și se vor mai face încă analize pentru a vedea în mod real care sunt cauzele care au dus la acest vot negativ și cam ce ar trebui făcut pentru ca populația nemulțumită de Partidul Social Democrat, de o anumită parte a social-democrației, să își reconsidere voturile și gândurile în 2016, când vor fi alegeri parlamentare, când vor fi alegeri locale. Și această întâlnire la Sinaia, care a avut loc ieri și astăzi, se încadrează în această etapă de lămuriri, de o gândire a unei strategii atât politice cât și economice, pentru că PSD-ul iese la guvernare, pentru o mai bună conducere a României și, bineînțeles, pentru a elimina din nemulțumirile populației care au votat altceva decât PSD. Sigur că am înțeles, dintre elementele care s-au discutat sunt și acelea de a nu mai ieși în față cu cei care au avut probleme de corupție, de a lansa niște colegi în viitoarele bătălii electorale sau în viitoarele funcții care se vor atribui vreodată unor colegi care să fie fără probleme cu justiția, unor colegi care să fi dovedit în perioada în care au activat politic, dar și de altă natură, competență, corectitudine și un civism ridicat. La nivelul municipiului, așa cum ați văzut, am avut bucuria să fie ales ca viceprimar domnul Nicolae Florin, care este un, în primul rând, un profesionist. Și de ce spun acest lucru? Pentru că sunt o serie de probleme pe care le are primăria, le au instituțiile din subordinea primăriei, pe care domnul Florin le poate coordona cu competență, cu seriozitate. Și din acest punct de vedere, cred că au fost acele 18 voturi pentru și numai unul împotriva. Dar eu vreau să vă întreb, domnule profesor, PNL-ul acesta, noul PNL, câte voturi are în Consiliul Local? Pentru că, nu știu, nu prea mi-a să-mi ia la socoteală. Acest vot este zdrobitor, înseamnă că și peneliștii au votat pentru Nicolae Florin. Toată lumea așa într-o veselie. Eu cred că, am zis, fie că n-au avut candidați din partea dumnealor, fie că au considerat că este bine ca primarul să-și aleagă un viceprimar cu care să se poată înțelege, cu care să poată colabora, să nu fie cum era în perioada când era președinte Traian Băsescu și premier Victor Ponta, numai scandaluri, numai certuri, și din aceste motive activitatea din România să meargă așa cum a mers. Eu cred că așa au gândit și bine au făcut. Probabil că la alegerile din 2016, care se apropie, nu mai avem decât un an și câteva luni, se vor gândi alte strategii, alte structuri. Probabil vor să vadă și cum funcționează această echipă. Din declarațiile pe care le-a făcut liderul UNPR-ului, Gabriel Oprea, se pare că, până la urmă, această, să zicem, Uniunea
dintre PSD și UNPR va funcționa și la alegerile din 2016, astfel încât, știu eu, veți merge cu un singur candidat la alegerile locale, de exemplu, la alegerile pentru Consiliul Județean. Aproape sigur, eu cred că dacă această alianță va funcționa până în 2016, vom merge cu un singur candidat. Și atunci la Petroșani, cel puțin, domnul Iacobiții Tiberiu nu are nicio problemă, va fi candidatul dumneavoastră și probabil că va obține un nou mandat, nu? Sau... Să vedem dacă dumnealui mai dorește să candideze până atunci. Eu cred că dacă vom fi în această alianță și se va decide ca domnul Tiberiu Iacobiții să candideze în continuare ca și primar, de ce nu? Putem, dar ce l-ar putea determina sau ce l-ar putea influența pe domnul Iacobiții Tiberiu, primarul în funcția al municipiului Petroșani, să nu mai dorească să candideze pentru un nou mandat? Poate dorește să candideze la președinția Consiliului Județean, poate dorește să candideze la un mandat de deputat, de senator, nu știu, n-aș putea să zic. Dar, într-adevăr, rezultatele de până acum ale domnului primar au confirmat că dumnealui este un administrator al urbei acesteia și că eu cred că la ora actuală, dacă nu apar alții, este cel mai nimerit pentru dar a continua. Dar dumneavoastră vă mai întâlniți acolo la ședință, Partidul Social Democrat face ședințe în fiecare săptămână sau de două ori pe săptămână sau eu știu. Puteți să-mi dezvăluiți cam care e atmosfera în interiorul organizației de la Petroșani? Deci există cineva care ar dori să candideze mai mult sau eu știu, habar n-am. Telespectatorii noștri, în afară de circul DNA SRI, ar trebui să mai urmărească și alte noutăți de pe scena politică a județului, a văii. Așa ar fi normal. Să știți că deocamdată, după alegerile prezidențiale, colegii noștri au avut și sărbători, au avut și o perioadă un pic de destindere. Încă nu ne punem problema sau nu s-a pus problema să gândim un candidat. Probabil și din cauza aceasta a rămânerii împreună cu UNPR, o să vedem ce se întâmplă în lunile următoare, dar eu sunt convins că înspre vară, deci cam cu un an înainte de alegerile locale, se încep să se contureze candidații și din partea PSD-ului și dacă e cazul de la UNPR și de la celelalte partide, atât pentru deci consiliile locale cât și pentru primării. Și s-a pentru demonstrat cel puțin la nivelul municipiului Petroșani că dacă un candidat nu este vizibil cu cel puțin un an de zile înainte de momentul alegerilor, nu are nicio șansă să ocupe fotoliul de primar, iar ultimul primar al Văijiului care a făcut parte din PSD a fost George David și de atunci primăria din Petroșani a fost condusă doar de către alți primari de alte orientări politice. Cred că PSD-ul n-a găsit candidatul potrivit sau de multe ori au fost discuții și în urma votului, fiind și mulți membri ai PSD-ului, în urma votului a ieșit un candidat care până la urmă n-a reușit să obțină majoritatea adeziunilor cetățenilor petroșaniului. Și nu vă propuneți ca în momentul electoral 2016 să aveți un candidat foarte bine pregătit care să nu aibă surprize din partea Partidului Național Liberal, care iată se regrupează, își regrupează forțele? Am înțeles că până la 28 februarie domnul Vasile Blaga, copreședintele noului PNL, declara că până în 28 februarie platforma program, să spunem, sau platforma de guvernare în eventualitatea în care vor dărâma guvernul Ponta va fi gata și va fi distribuită în rândul organizațiilor de bază. Sunt fel de speculații politice vis-a-vis de, mă rog, o moțiune de cenzură la care să fie votată și de o parte dintre cei care actualmente sunt pentru guvernul Ponta. Cred că sunt, mă rog, un fel de speranțe ale unora, poate chiar reale. Asta se va vedea la vremea când se va depune o moțiune de cenzură în Parlament. Până atunci, eu cred că guvernul Ponta trebuie să-și vadă de treabă
să se preocupe de împărțirea bugetului, de distribuirea sarcinilor care le revin ministerelor și așa mai departe, trebuie să continue politica pe care și-au asumat-o și trebuie să aibă o relație corectă cu președintele ales al României, cu domnul Klaus Iohannis, pentru că numai dintr-o colaborare și dintr-o relație corectă între președinte și premier putem spera la niște realizări și în plan politic, și dar mai ales în plan economic. Despre această colaborare de care și dumneavoastră spuneați, între președinție și guvern și între parlament și președinție și între guvern și parlament, Adrian Năstase recent nu avea o părere foarte bună și spunea că unii ghiocei sunt cam nocivi așa. Cum comentați punctul de vedere a domnului Adrian Năstase? Pentru că, să fim serioși, toată lumea a observat un fel de, să spunem, aliniere și a guvernului și a parlamentului la solicitările președintelui Iohannis, care avea pe un val de simpatie foarte mare acolo la Cotroceni și care, cel puțin până în momentul acesta, a avut o prestație decentă, corectă, corespunzătoare, mai puțin, dar aici nu l-am auzit pe Klaus Iohannis exprimându-se direct el, ci pe surse am înțeles că vrea domnul președinte să-l mențină pe domnul Coldea, deși îi se aduc acuzații extrem de grave domnului Coldea în funcția de interimar la șefia SRI-ului, de către Elena Udrea și chiar de către Alina Bica, cea care, audiată fiind acolo de către un judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru prelungirea mandatului de arestare preventivă, spunea că, de fapt, domnul Coldea era sforarul șef și el deține toate secretele și așa mai departe. Acuzații foarte grave. Comisia de Control Parlamentar a SRI-ului a spus că săptămâna viitoare invită pe toți cei din conducerea SRI-ului la audieri în Parlament. Dar stau și mă gândesc așa că o comisie care a deținut sau deține certificate ORNIS avizate de către tocmai SRI, ce control ar putea face pe acolo? Și atunci, în acest context, întreb, oare prezența în viața politică a SRI-ului, a DNA-ului, într-o măsură așa de mare, cum vedem în zilele noastre, i-ar putea determina pe unii care în față spun că votează actuala coaliție la guvernare și în momentul introducerii unei moțiuni de cenzură să facă un fel de așa, un fel de sucire la 180 de grade și să voteze cu nou PNL. Mai ales că și Mircea Joană și Vanghelie dă drept sigură susținerea platformei pe care ei o propun de către destul de mulți deputați și senatori care actualmente sunt la PSD. Acum, domnul Adrian Năstase, bineînțeles că este un politician cu experiență vastă, cu studii în domeniu, cu cărți scrise de politică națională și mondială. Eu, acum sunt DNA-ul și SRI-ul, sunt niște servicii, bun, SRI-ul este un serviciu, DNA-ul este, își face datoria și eu cred că e foarte bine că dacă tot a început această curățire a unor cetățeni care au fraudat cu niște sume enorme statul român, este normal să deci acuzație fie împotriva acestor oameni care sunt suspeși și care sunt puși sub învinuire pornesc de la subminarea economiei naționale, evaziune fiscală, constituire de grup infracțional, fals, uz de fals, foloase necuvenite, tot felul de alte astfel de acuzații. Având niște valori enorme, care dacă n-ar fi fost fraudate, cred că alta ar fi fost situația. Bună, până una alta, sunt anumite situații, de exemplu, Cristian David, fostul ministru de interne, am citit rechizitoriul pe care procurorii de DNA l-au făcut împotriva lui și care a fost încarcerat pentru 30 de zile de către completul acela pentru
evaluarea măsurii de arestului preventiv. Deci acolo sunt două declarații ale a doi denunțători și atât, care și alea se bat cap în cap. Deci nu există lângă acele declarații ceva probe, cât de cât, din care să rezulte că oarecum, chiar dacă n-a fost prins în flagrant delict, Cristian David ar fi fost, să zicem așa, de fapt în situația de a fi luat mită. Am înțeles. Acum eu recunosc, n-am citit nici rechizitoriu. Bun, eu am dat un exemplu. Mă uit puțin la televiziuni și văd fel de acuzații care se aduc. Eu cred că astea se vor termina atunci când se liniștesc treburile. Sunt niște elemente de curățire care au început de câtva timp. Oamenii care sunt acuzați sunt din toate partidele, din păcate. Și eu cred că e bine să se facă un pic de ordine în țară, un pic de curățenie, chiar și în Parlament, și cam acestea au fost și discuțiile, din câte am înțeles eu, purtate la Sinaia. În rest, SRI-ul trebuie să-și facă datoria de apărare a securității statului. Dar președinte, adică directorul interim al SRI-ului, nu credeți că, având în vedere acuzațiile care planează asupra sa, și având în vedere prestația pe care a avut-o în ultimii 10 ani de băsism, nu ar fi corect să, măcar să se suspende, să, ce știu eu, pe perioada acestor verificări? Eu acum am văzut că nici președintele României, domnul Klaus Iohannis, și nici dumnealui n-au luat nicio atitudine. Să vedem dacă nu cumva aceste acuzații au fost și de natura domnului David, care domnului fost ministru de interne, care a fost acuzat doar fără probe. Da, am înțeles, dar stau să mă gândesc că Elena Udrea, un politician versat care s-a școlit 10 ani de zile la școala lui Băsescu Traian, cel care a făcut pe dracu un 4 de... a reușit să termine două mandate cu acuzațiile multe și grave care au planat asupra lui, cu influența asupra justiției, cu influența asupra parchetelor, probabil că își dă seama că în momentul în care aduce asemenea acuzații grave la adresa unui director al SRI-ului interimar, păi este și normal că dacă n-ai niște dovezi ajutătoare, să aibă dovezi. Atunci domnul Coldea foarte bine, foarte repede și fără niciun fel de reținere ar putea să se îndrepte împotriva lui Elena Udrea cu un denunț la DNA pentru denunț calomnios. Sigur. Și eu cred că Elena Udrea are suficientă, să zicem așa, experiență politică pentru ca să-și dea seama că în momentul în care se lansează în asemenea acuzații, trebuie să aibă și ceva în spate. Sigur, așa că ar fi normal. Nu cred că Elena Udrea vine cu niște acuzații nefondate. Dar așteptăm să le pună pe tapet și atunci, bineînțeles, că... Bun, asta și mă gândesc așa că domnul Maior, înainte de a pleca de la șefia SRI-ului, a recunoscut cu subiect și predicat, fără niciun fel de probleme, că, de fapt, în presă există ofițeri acoperiți care lucrează și își fac meseria acolo, în presă. Și am văzut cu toții prestația presei băsiste, și audiovizuale, și presei scrise, și aia de pe internet. Deci acolo sunt niște oameni care... habar n-am cum să le spun eu, Fecioara Maria să te dai, și imediat după ce Elena Udrea a fost pusă sub urmărire penală de către DNA, au schimbat macazul cu 180 de grade, deci nu se poate așa ceva. Adică, până mai ieri, Elena Udrea era prințesa politicii românești băsiste, nu-i așa? După vizita la DNA, dintr-o dată a devenit oaia râioasă a politicii românești, fără credibilitate, fără nimic. Și mă gândesc că, într-adevăr, există și ofițeri acoperiți în presă care fac sumarul acestor oficine băsiste. Și atunci, probabil că această comisie de control parlamentar a SRI-ului ar trebui să-și aplece mult mai profund atenția asupra și activității acestor factori de presă și activității SRI-ului, pentru că
Eu știu, ar trebui analizat mai în detaliu tot acest fenomen de întrepătrundere între interesele unor patroni de presă și interesele la un moment dat sau altul al unor servicii secrete sau ale unor partide politice. Exact. Deci eu cred că rolul și misiunea SRL-ului trebuie să fie aceea de a apăra statul, apăra patrimoniu, apăra valorile statului și așa mai departe. Astea sunt niște povești. Deci asta ar trebui să fie. Dar Grimm, la faza în care deja se au oameni infiltrați în toate sistemele și lucrează pentru anumite trusturi de presă, asta nu mi se pare corect. Trebuie să vedem în continuare de desfășurarea acestor acuzații și atunci, sigur, ne putem pronunța mai la obiect și mai concret. Ceea ce privește PSD-ul, cred că toți care au avut de-a face și au avut probleme cu justiția sau vor avea în continuare cu justiția, trebuie să facă un pas înapoi, să lase locul altora, să, în așa fel încât PSD-ul, care intră în bătălia electorală din 2016, să fie un PSD refăcut, remaniat, schimbat, cu alte gândiri, pentru că, vedeți, după părerea mea, socialdemocrația nu înseamnă numai a oferi, a oferi, a oferi, ci trebuie să avem un echilibru între valorile economice și posibilitățile de a sprijini pe cei nevoiași. De asemenea, eu cred că trebuie să fie un echilibru și să căutăm tot timpul să oferim locuri de muncă oamenilor și nu să le dăm ajutoare sociale. Deci, sunt multe aspecte care, într-un program de guvernare cum este cel de aici, are și nuanțe social-democrate, are și nuanțe liberale, au și fost acuzați colegii noștri că au și asemenea nuanțe în programul de guvernare, dar este un program de guvernare început în 2012 într-un cadru al USL-ului și acum trebuie să deții de acel program de guvernare. Dacă se dorește, dacă nu se dorește, atunci bineînțeles că parlamentul, parlamentarii își vor schimba opinia și vor schimba guvernarea. Bun, haideți să facem o mică pauză de publicitate și revenim după pauză cu niște declarații foarte interesante pe care le-a făcut senatorul Georgică Severin și în legătură cu poziționarea doctrinară a PSD-ului și în legătură cu, știu eu, ce stă în spatele acțiunii domnului Joană și a domnului Vanghelie și multe alte lucruri. Pauză de publicitate. Vrei să-ți surprinzi partenerul sau partenera într-un mod plăcut de ziua îndrăgostiților? Contactează echipa Capital TV și te ajutăm noi! Adresează prin intermediul nostru un mesaj video pentru a-ți declara iubirea. Vino direct la sediul Capital TV din Petroșani, de pe strada 1 decembrie 1918, numărul 122 parter, sau lasă-ne un mesaj pe facebook.com/capitaltv. Mai multe informații puteți obține apelând numărul de telefon 0254 544 100. Fii original de Valentine's Day cu Capital TV. Metropolitan Beauty School, prin salon elit din Petroșani, organizează cursuri de formare profesională în domeniile coafură, frizerie, manicură, pedicură, cosmetică, make-up, tatuaj cosmetic și masaj. Totodată se organizează cursuri de igienă obligatorii în meseriile de bucătar, ospătar, barman sau vânzător. Prin absolvirea acestor cursuri, la final, aveți posibilitatea să vă angajați în cadrul salonului elit din Petroșani. Totodată, în baza diplomelor obținute, puteți profesa pe vase de croazieră și în străinătate, acestea fiind recunoscute la nivel național și internațional. Diplomele sunt eliberate în funcție de profil de Ministerul Muncii, Educației sau Sănătății.
Pentru înscrieri și informații puteți apela numerele de telefon 0754 270 813 sau 0721 461 823. Poți deveni și tu un bun profesionist prin Metropolitan Beauty School. Bazinul de înot din Petroșani vă invită la sănătate prin mișcare. Cu dotări moderne și instructori specializați, puteți beneficia de înot la standarde de calitate. Programul este de luni până duminică de la 9 la 21, iar prețul unei ședințe de 2 ore este de 5 lei pentru elevi și studenți și 10 lei pentru adulți. Totodată se pot face și abonamente, 50 de lei pentru elevi și studenți și 100 de lei pentru adulți. Ne puteți găsi în clădirea alăturată școlii numărul 5 din Petroșani. Fii sănătos prin înot! Vine iarna și vrei să-ți încalți mașina? Vino la Das Trans și noi îți rezolvăm problema. Suntem singurul reprezentant din zonă pentru jantele Rial și cauciucurile Michelin. Profită de cele mai mici prețuri la anvelopele Beef Goodrich, Goodyear, Sava și Devița. Das Trans montează parbrize și face diagnoza mașinii tale și se ocupă de orice fel de mecanică. Das Trans, anvelope și servis camioane. Das Trans, piese de schimb pentru orice mașină și geometrie roți. Totodată asigurăm speed service. Ne găsiți în parcarea stadionului Vulcan de luni până vineri între orele 8 și 18, iar sâmbăta de la 8 la 14. Ne puteți contacta la 0723 331654 sau 0254 573999, dar și pe dastransimpex.ro. Das Trans, cu noi ai siguranță la volan. Centru medical de excepție în domeniul recuperării fizice, esteticii corporale și faciale, acum și în Petroșani. Singurul de acest gen în județul Hunedoara, prin terapia cu laser vindecă sau ameliorează afecțiunile reumatismale, neurologice, dar și cele orele și stomatologice. La noi în centru mai puteți beneficia și de tratament de slăbire prin electrostimulare, tratarea celulitei prin capsula Slim Activ, dar și detoxifierea organismului. Ședințele se fac în urma unei consultații de specialitate și doar cu programare. Ne găsiți pe strada 22 decembrie, numărul 1, de luni până vineri, de la 8 la 20 și sâmbătă de la 9 la 14. Programări se fac la numărul de telefon 0354 113 938. Bună, bine că ai ajuns! Bună, asta este piesa de care ai tu nevoie. Este de la Scorpio Power prin programul Happy Hour. Spune mai multe despre această ofertă. Prin programul Happy Hour, în fiecare marți și joi, de la orele 17 la 18, ai 20% reducere la orice produs care îl cumperi. Bună, ce faci? Am fost la Scorpio Power să prind Happy Hour. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Avertisment. La fiecare 12 ore, un român devine victima incendiilor. Nu lăsați copiii nesupravegheați sau blocați în locuințe, cu surse, mijloace sau aparate care pot genera incendii. Radarul pădurilor va stopa defrișările ilegale. Informează-te www.apepăduri.gov.ro. E ușor să spui merge și așa sau altfel nu se poate, nu? Pare mai la îndemână să lași lucrurile să-și continue cursul destructiv fără să faci nimic. Însă atunci când tu însuți participi la perpetuarea unui sistem vicios, nu numai că îți riști libertatea, dar îți vei păta reputația. Iar unele pete nu se mai șterg. Alege integritatea. Spune nu mitei.
Pentru a denunța faptele de corupție în care sunt implicați funcționarii MEAI, sună la numărul gratuit 0800 806 806. Campanie de conștientizare anticorupție cofinanțată de Elveția prin intermediul programului de cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse. Sunt Camelia Potec și susțin această campanie împotriva dării și luării de mită pentru o Românie mai bună și mai prosperă. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, la această emisiune Sergiu Poliopol Show, invitatul meu din această seară, profesor universitar, doctor inginer, domnul Radu Sorin. Am încheiat prima parte a discuției noastre cu o reorientare doctrinară pe care PSD-ul ar dori să o facă. Iată, după ce domnul Ghiță Sebastian, cel care este un foarte tare om de afaceri pe banii statului și a făcut și o televiziune după ce l-a țăpuit pe Solin Ovidiu Vântu. Cunosc toate detaliile, dacă nu sunteți de acord cu ce spun eu, vă rog să-mi comunicați ca să facem o dezbatere polemică pe tema asta. Nu, nu, informațiile mele sunt mai puține, dar se pare că așa ar fi. Așa, deci după ce domnul Sebastian Ghiță a plecat din PSD pentru ca să își construiască o formațiune politică care dorește să se adreseze în special tinerilor din România, iată, senatorul Georgică Severin, printr-o postare pe internet, pune în discuție orientarea Partidului Social Democrat, cerând renunțarea la falsele cochetării, citez, cerând renunțarea la falsele cochetării cu centru sau cu dreapta. PSD-ul a luat mai ales măsuri de dreapta în perioada guvernării Ponta, obligat de programul USL, cu care a venit la putere. Severin vrea o stângă fără populisme, cu abordarea cotei unice, cu abandonarea cotei unice și trecerea la un impozit progresiv, revizuirea codului muncii în dauna aroganței multinaționalelor și stimularea legislativă a renașterii sindicatelor independente. Cum vedeți acum poziția senatorului Georgică Severin? Da, e bun. Și mie mi-ar conveni să trăiesc într-o țară cum este, de exemplu, Suedia, în care protecția socială este recunoscută, e foarte bună, că în care sunt multe măsuri de stânga, dar această societate este foarte puternică din punct de vedere economic și o societate bine structurată și din punct de vedere al legilor, deci legislativ. Și atunci, da, într-o asemenea societate poți să vii și este firesc să vii cu idei și cu soluții de genul domnului senator, dar la noi acum, la această oră, trebuie să luăm niște măsuri care să fie într-adevăr și de stânga în majoritatea lor pentru protejarea populației, dar să căutăm și alte măsuri de atragere a investitorilor, de dezvoltare economică, pentru că fără o dezvoltare economică serioasă, bazată pe niște legi economice solide, pe niște legi care să nu mai fie interpretate de azi pe mâine, pe niște legi care să nu lase calea de a devia de la ele, nu putem să trăim într-o țară în care, din cauza că nu avem locuri de muncă, populația pleacă și să lucreze în străinătate, în special tinerii. De aceea, poate un partid care PSD-ul trebuie să se adreseze mai mult tinerilor, s-a adresat, din punctul meu de vedere, cam puțin față de alte țări sau față de alte partide, trebuie să se adreseze tinerilor pentru că ei sunt speranța de viață și speranța că avem cine să plătească cotizațiile și dările pentru a avea pensii în viitor. Și trebuie să avem o țară în care să nu mai fie mai mulți pensionari decât oameni activi. Deci trebuie și o țară în care populația, dacă nu crește, măcar să stagneze. Avem o țară în care populația descrește și v-am spus de ce. Pentru că este foarte greu să avem noi locuri de muncă pentru tinerii
care termină un liceu, care termină o facultate. Deci asta trebuie să fie idealul social-democraților, în primul rând. Vedeți, în urma activității, cel puțin din ultimele 6 luni ale DNA-ului, arestări spectaculoase, dosare spectaculoase, foarte multe milioane de euro furate din bugetul statului. Mă gândesc aici la afacerea Microsoft, unde domnul Boc respinge toate acuzațiile pe care le aduce domnul Sandu. Toată lumea respinge, ăia din Beci scriu toți, scriu după dictare, scriu din conștiință, scriu ca să-și ușureze situația, pentru că noul cod penal are niște prevederi așa foarte curioase, că dacă îi dai în gât pe ăștia, pedeapsa ta se ușurează foarte tare. Și doar în Statele Unite am văzut că după ce ai făcut o faptă penală, dacă te pui la dispoziția organelor de cercetare, poți să fii introdus și într-un program de protecție a martorilor și așa mai departe, și pedeapsa ta sau fapta ta să fie exonerată de orice fel de răspundere penală. Și atunci stau și mă gândesc așa, oare acești foarte bogați oameni ai României, care vorbesc despre mii de locuri de muncă, am citit într-o postare despre câte locuri de muncă a creat domnul Sorin Ovidiu Vântu atunci la începuturile anilor 90, când făcea trafic cu mercur, adică cu argint industrial, după aceea tot felul de alte lucruri care erau la limita legii sau aproape de limita legii. Foarte mulți, ca și domnul Sebastian Ghiță, care au făcut afaceri cu statul și au pus la dispoziție afacerea Microsoft, iarăși cu statul. De fapt, aceștia n-au creat niște locuri de muncă sănătoase. Exact. N-au creat niște locuri de muncă acolo unde fiecare dintre angajați să fie protejat și să știe, domnule, eu dacă lucrez la compania asta, pot să ies la pensie de aici mâine sau poimâine. Foarte multe, foarte multe angajări se făceau pe salariu, se fac și acum la salariu minim pe economie, și restul banilor se dau angajaților la negru și sau într-o zonă gri. Și atunci, ce fel de locuri de muncă sau despre ce fel de locuri de muncă putem vorbi, iar guvernul Ponta, nu știu, vorbește de, sau PSD-ul și toată lumea vorbește de crearea de locuri de muncă, dar care sunt măsurile acelea care încurajează într-adevăr mediul investițional? Vedeți, un mediu investițional corect, un mediu care poate să colaboreze cu băncile în mod corect pentru accesarea unor credite, pentru niște investiții sănătoase, care să creeze locuri de muncă, care să facă profit, nu prea au fost în România sau cel puțin au prea fost, să zicem, promovate. Și atunci apar în spațiu public doar acei multimilionari care și-au făcut reședințe cât Casa Poporului sau cât un stadion de fotbal sau circ cu foame sau așa mai departe. Iar locuri de muncă nu sunt și foarte mulți dintre români trăiesc la limita sărăciei. Suntem poate prima țară din Uniunea Europeană ca și procentaj de oameni care trăiesc într-o fază sărăcie sau la limita inferioară a sărăciei. Și aici, ca să mai, vă rog să-mi permite să vă mai zic o propoziție, acele legi care priveau restitutio integrum, reparații morale și așa mai departe, chiar și premierul Victor Ponta a spus că de fapt am asistat la o hemoragie de capital din România și nu niște bani care s-au plătit pentru dezvoltarea economică a României și care să creeze și locuri de muncă și să aducă și un pic de bunăstare. Din păcate așa s-a întâmplat. Cele mai sănătoase locuri de muncă sunt create de către întreprinderile mici și mijlocii, de către asociațiile familiale. Deci nu trebuie neapărat locurile de muncă create de către marii noștri, mă rog, investitori. Sunt o serie de investitori străini care, dacă ar fi, ar ști că au un partener în guvernul României, un partener real, ar trebui să vină să facă, să investească în România, să creeze locuri de muncă, pentru că oricum fabricile din România
angajații sunt plătiți sub nivelul celor din alte țări din vestul Europei. Poate acum este o șansă, pentru că războiul și problemele din Ucraina, relațiile Uniunii Europene cu Federația Rusă pot încuraja firmele străine, că sunt ele mai mici sau că sunt ele mai mari, să se îndrepte spre România ca o țară relativ sigură și o țară în care încă are specialiști. Acum, nu trebuie să ne referim la specialiști doar la cei cu studii superioare, și s-a început un proces, și eu cred că e bine să se continue, acela de a reînființa școlile de arte și meserii, școlile profesionale. De ce? Pentru că o țară normală are nevoie și de sudori, și de strungari, și de tâmplari, și de instalatori, electricieni, etc. Nu trebuie toată lumea să aibă studii superioare. Iar învățământul superior trebuie să meargă într-un trend în care pe primul loc trebuie să fie, mai ales la învățământul de inginer și cel tehnic în general, să fie dotarea laboratoarelor, practica specialiștilor în firme de prestigiu. Deci iată o legătură între învățământul superior și firme și practică și cei care sunt beneficiari în fond ai absolvenților de învățământ superior și ai absolvenților de școli profesionale și ai absolvenților de liceu. Deci trebuie create aceste legături. Problema nu este simplă, este destul de complexă într-o economie a unei țări, dar cu atât mai mult într-o economie a României atât de mult bulversată și cu atâtea probleme de la sistemul energetic și până în acel și până în agricultură. Recent am citit o știre care ne spunea nouă că în 2014 România a exportat foarte multă energie electrică, mult mai mult decât exportase cu un an înainte. În acest context în care, iată, energia electrică se cere în piața Uniunii Europene, în diverse locuri, noi asistăm în Valea Jiului și în județul Hunedoara la moartea Struțocămilei, la moartea complexului energetic Hunedoara, complex care a, în 2 ani de zile de activitate, în 2 ani și o lună, azi mâine, de activitate, a acumulat niște datorii imense. Iar șefii acestui complex n-au absolut nicio problemă, nu interesează, nu sunt controlați, nimeni nu întreabă despre, știu eu, cum să cheltuiesc banii acolo. Ba mai mult, la sfârșitul anului trecut discutam aici că guvernul PSD a aprobat pentru acest complex un buget negativ, adică cu pierderi planificate. Păi nu știu, în loc să schimbe pe mai mari complexului, să pună acolo echipă tânără de management sau să încredințeze managementul acestui complex sau să creeze un cadru legislativ în așa fel încât acest complex să fie integrat în sistemul energetic național, acolo unde este locul. Stăm și asistăm la o muțenie totală din partea tuturor. Ca și Stuțul, care în deșert își bagă capul nisip. Eu nu știu ce se poate întâmpla în viitorul apropiat, zic eu, cu complexul energetic Hunedoara, pentru că vedeți, în perioada de iarnă, cum este acum, dacă este o iarnă mai grea, este necesară energia produsă de complexul energetic Hunedoara și la un preț care se apropie de prețul real al de producerea energiei. Eu cred că trebuie un plan și trebuia de mult, nu acum numai, un plan de reorganizare a complexului energetic Hunedoara, un plan de rentabilizare a acestui complex energetic și mai ales pentru că energia bazată pe cărbune a început să-și recâștige drepturile și în Europa și în lume. În Europa, de exemplu, 90 și ceva la sută din energia Poloniei este pe cărbune. A început iară să crească energia pe cărbune în Germania. Am fost zilele trecute la o întâlnire cu
reprezentanții Institutului Confucius de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, care dezvoltă relațiile cu China și, pentru informarea telespectatorilor noștri, în China arde 52% din producția de cărbune a lumii pentru producerea de energie electrică. Vă dați seama ce potențial are o asemenea țară și de ce merge pe cărbune în special, pentru că este o resursă care până la urmă este mai puțin poluantă decât alte resurse, așa zise, verzi sau nepoluante. Este o resursă care, bine stăpânită și bine gestionată, produce și energia de care avem nevoie, dar în același timp sunt soluții de depoluare foarte la îndemâna oricărui stat și oricărei companii. Deci eu cred că trebuie făcute eforturi acum, în ultimul minut, în ceasul al 12-lea, de a găsi un program de rentabilizare a complexului energetic Hunedoara, de repunere pe rol acestui complex, pentru că este păcat, pe de o parte, de oamenii care lucrează în cadrul acestuia, oameni care trăiesc într-un județ monoindustrial, care înseamnă minerit. Adică un județ fost monoindustrial și acum este și mai monoindustrial, adică nu are doar cărbune și două termocentrale. Siderurgie nu mai are, industrie constructoare de mașini nu mai are, cu câteva firme care sunt pe în ultima vreme am stat de vorbă cu niște lideri de sindicat de la exploatarea mineră Lonea, de la exploatarea mineră Vulcan și îmi spuneau că lipsa oricăror mijloace de producție, de consumabile de cea mai elementară necesitate, stâlpi hidraulici, emulsie, ulei, habar n-am ce mai, plasă de sârmă și așa mai departe, a devenit cronică. Și știm cu toții că în momentul în care o lucrare mineră o lași în părăsire sau o lași într-o situație de neîntreținere corespunzătoare în fiecare moment al ei, acea lucrare mineră este practic compromisă și se ajunge la situația în care până la urmă o mină nu mai poate funcționa datorită acestor cazuri. Se auto-închide până la urmă și foarte multe dintre minele din Valea Jiului sunt în situația aceasta. Pe lângă cele care sunt programate a fi închise de către cei care au făcut acel program de restructurare a mineritului. Eu cred că de asemenea în cadrul acestui complex energetic trebuie stimulată competența, competitivitatea între cei care lucrează. Adică cumva creșterea producției, a productivității, efortul mai mare sau mai mic al unora dintre cei care lucrează în sistem trebuie stimulat. Adică efortul minerilor în esență, pentru că eu am înțeles că în ultimele negocieri se dă, indiferent de cât produs, se dă același ca. Atunci nu mai sunt stimulați oamenii care produc mai mult să câștige mai mult, sau să vină sâmbătă, să vină duminică. Da, oamenii care lucrează în abataj. Oamenii care lucrează în abataj. Minerii, exact. Echipele, brigăzile. Exact, când se duc la șefii lor și le spun, domnule, pentru ca să-ți dau o producție de nu știu cât întrebă. Aia. Și aia zic, n-am. Domnule, descurcă-te. S-a ajuns în situația încât nici nu se mai dă căldură la baia minerilor corespunzătoare. Mă înțelegeți în ce situație e mineritul acesta? Și cine să facă un plan de redresare? Sau pe cine interesează? Pentru că până la urma urmei noi stăm pe o mină de aur aici. Exact. De aur negru. Și ne batem joc fără niciun fel de scrupule. Și bun, acum între soluțiile care se întrebă, am citit și eu n-am apucat să discut cu mulți dintre cei care pot să contribuie la deciziile acestui complex energetic Hunedoara în ultima perioadă, dar cred, am înțeles că ar fi și câțiva investitori care ar dori să investească, adică, în continuarea activității de aici. Ați înțeles foarte bine, deci ultima găselniță a deștepților, să nu spun altfel,
este privatizarea complexului. Da, ca să ascundem incompetența. Sunteți ca să ascundem incompetența. Foarte serios așa și cu foarte multă carte și școală la bază și realizări profesionale. Păi în ultimii 25 de ani de privatizări spectaculoase din România, nu în minerit, în orice fel de alte domenii, spuneți-mi și mie aia care au preluat uzine, fabrici, investiții de tot felul. Ce au făcut ele? Le-au tăiat și le-au dat la fier vechi. Așa este. Și au folosit terenul pentru eventuale dezvoltări imobiliare, supermarketuri și așa mai departe. Din păcate așa este și uzine și fabrici. Și atunci, și întrebare scurtă. Firme cu tradiție. Credeți care... că această, în ghilimele, vrăjală, care se numește privatizarea complexului, este praf în ochii noștri? Sau ce vrea să însemne acest lucru? Într-adevăr, dacă... Vedeți, la fiecare privatizare nu am acum datele exacte, dar trebuie puse niște clauze la o privatizare. Ați auzit, se pare că aceste clauze nu au fost puse... Despre vreo clauză în vreo privatizare din România. Din păcate, de aceea s-a ales praful de toate marile întreprinderi, firme serioase, firme producătoare, pentru că nu s-au pus cum trebuie aceste clauze. Acum, într-adevăr, trebuie să recunoaștem că industria chimică, vreau să vă spun așa, da. Industria chimică românească e pe butuci. Da. Domnul Niculae, sau cum îl cheamă, ăla arestatul, sau unul dintre din ultimele loturi, așa, făcea afaceri cu domnul Videanu pe gaz metan foarte ieftin. Energie ieftină, da. Da? Combustibil. Pentru combinatele sale chimice. Da. Păi, stați așa, că n-am înțeles. Adică noi cumpăram scump din Rusia și dădeam lui Niculae gaze ieftine la un preț foarte ieftin, prejudiciul undeva la niște milioane bune de euro și nimeni n-a pățit nimic. După nu știu câți ani de la evenimente, iată, domnul Videanu e la beci. Eu nu vreau să se întâmple în Valea Jiului cum s-a întâmplat și cu industria de foraj petrolier, de exemplu. Noi eram pe locul 2 în lume ca instalații de foraj petrolier. Industria constructoare de utilaj minier. De utilaj de foraj. Acum și industria constructoare de utilaj minier este tot la pământ. Industria de petrol încă a rămas adică în România pentru că vreau e... să detaliem puțin aici că ați făcut o exprimare cu care eu nu sunt de acord. Nu este la pământ, este inexistentă. Da, nu, aproape inexistentă. Mai sunt câteva fabricuțe mici care ați mai dau auzit piese de schimb, mai despre, dau despre, elemente. Ați auzit de vreo... Unii o satul mare. Nu, mai s-a Timișoara. Da, a rămas secții, prompt, la Timișoara a rămas... IMM, UME, Baia Mare. Mai nimic, nu mai... Nu mai este nimic, deci vă spun eu sigur, nu mai este nimic. Nu. Nu mai e fabrică aia, nici măcar un șurub. Piese de schimb și ce câteva... Piese de schimb? Mai fac câte un... Unii o satul mare, ce face? Ceva lanțul de transportor, da, puțin. Și fac altele, în schimb, lanțuri de transportare. Sau importă, sau importăm, da. Deci nu mai e nimic, din păcate. Din păcate nu mai e nimic. Și toate astea, pe de o parte, aduceau locuri de muncă și venituri oamenilor din zonă și pe de altă parte, aveam niște produse care puteau fi achiziționate de către complex și... la un preț mult mai bun decât cele de import. Corect și stau și mă gândesc așa, dumneavoastră sunteți profesor pe partea electromecanică, să spunem așa. În 1989 în România se fabricau aproape toate utilajele miniere de care era nevoie în mineritul din România. Aproape toate erau asimilate și erau produse. Da. Chiar și combine de abataj, chiar și combine susține de toate susține tipurile, toate tipurile, da. Pentru mineritul de neferoase și nemetalifere era la Baia Mare o întreprindere foarte importantă care producea tot felul de utilaje. Inclusiv utilaje de preparare, aveam... Utilaje de preparare, mori... Da, aveam, începeam să producem excavatoare la UME Timișoara, da. Oricum rotoare pentru excavatoare și tot ce trebuia. După 25 de ani de democrație, China, care, să spunem că toată lumea se uita la China așa, bă, frate, China, acolo sunt comuniști ăștia, nu știu ce, cu tare, noi, democrație, NATO, UE și așa mai departe. Deci,
acum China este puterea mondială numărul 1 de în domeniul producției de utilaje miniere și de preparare. Așa este. Mai de mult, am fost în Statele Unite și am fost în zona Pittsburgh, acolo unde erau foarte multe mine de cărbune, și am văzut la muzeu, într-o mină muzeu, o combină Anderson Joy. Deci n-am mai auzit de compania asta americană de producție de utilaje miniere. Deci tot ce există pe în mineritul mondial actual este fabricat în China. Noi, după 25 de ani, că vreau să revin la chestiune, deci a trebuit să distrugem tot ce am avut bun și să nu păstrăm și să dezvoltăm Urumpu, Iumpu, ce știu eu, Ipsremu, aici în Valea Jiului. Cu riscul de a mă repeta, așa este. Uitați de ce merge mineritul în Polonia, mineritul carbonifer în Polonia, pentru că și-au păstrat întreprinderile care produc utilaje miniere. Știți, și statul încurajează. Scuzați-mă că intervin, dar am auzit o discuție foarte interesantă. La noi, în România, băieții ăștia deștepți care au condus mineritul au solicitat de la statul român subvenție pe tona de cărbune extras. E, în Polonia s-a întâmplat tocmai invers. Nu s-a acordat nicio subvenție pe tona de cărbune extras, dar s-au acordat toate subvențiile de care au avut nevoie minele din Polonia pentru utilaje miniere. Exact. Și atunci a rămas în funcție și sectorul industriei constructoare de mașini miniere. S-a putut dezvolta și mina și adapta la tehnologiile moderne de exploatare. Au scăzut și foarte mult costurile de producție. Bineînțeles. Oamenii și-au păstrat locurile de muncă și cel puțin zona aia, Biton, Katowice, este foarte bine dezvoltată. Sigur, sigur. Și eu am vizitat câteva întreprinderi de utilaj miner și câteva mine în Polonia și ăsta este secretul succesului polonez. Subvenții la utilaje și subvenționându-le, ei produc și utilaje de calitate, pentru că au colaborări și au și preluat o parte din colaborările cu cele mai mari firme de utilaj minier din lume sau cu cele care pot să le dea elemente, componente la instrumente de tăiere, la instrumente de perforare și mai departe. Și atunci, pe lângă faptul că asigură toată producția pentru Polonia, și exportă și a devenit unii dintre exportatorii de utilaj minier din câte puțini din Europa. Exportă în Turcia, exportă și are în Africa de Sud, exportă în țările din America Latină. Și într-adevăr, cum am spus, primul mare producător și exportator de utilaj minier din lume este China. În 2008 am fost la expoziția mondială de utilaj minier, care se ține din 4 în 4 ani, la Las Vegas. Și acolo cel mai mare stand îl avea China. După China era Statele Unite, care era aproape, și puțin Germania din Europa și Rusia. Vedeți, eu mai urmăresc așa niște documentare din acestea foarte interesante și la un moment dat subiectul unui documentar era modul în care s-a menținut exploatarea cărbunelui din Statele Unite, pentru că Statele Unite este o țară care are poate una dintre cele mai mari rezerve mondiale de cărbune. Iar datorită protestelor acestor ecologiștilor în general, foarte multe centrale care produceau energie pe baza arderii cărbunelui acolo în Statele Unite și-au întrerupt activitatea și la un moment dat se punea problema unde s-ar putea vinde acel cărbune pentru ca minele să nu moară, să existe locuri de muncă, să rămână locurile de muncă. Și la Seattle, guvernatorul statului Washington era într-o foarte mare dilemă, pentru că i s-a cerut ca să își dea avizul sau să dea avizul unei lucrări care prevedea transportul acelui cărbune de undeva din centru, din Midwestul, din centrul Statelor Unite, până în zona portului Seattle și de acolo să-l exporte în China, pentru că zona Asia de Sud-Est, China, Coreea, ce știu eu, Vietnam și așa mai departe, era o piață extraordinar de mare și asigura o producție foarte bună pentru mine, adică o desfacere, un depușeu foarte bun pentru exploatările minere de acolo. Și pe de o parte ecologiștii protestau foarte puternic,
pentru că vă dați seama, trebuiau făcute acolo niște investiții colosale în, în depozitarea acelui cărbune și încărcarea în, în tancurile în vasele de mineraliere și așa mai departe. Și era foarte interesant acest documentar, lupta dintre ecologiști și cei care doreau să mențină această industrie în Statele Unite la nivelul profitabilității, astfel încât să poată să asigure și locuri de muncă, să asigure și un profit și așa mai departe. Da. Ei, și am stat și m-am gândit foarte mult așa, că la noi în Valea Jiului cineva s-a gândit la această chestiune, autoritățile locale, ministerele, miniștrii, toți, dom'le, bun, stăm pe un munte de aur negru și noi îl închidem, că nu avem nicio problemă, nicio mustrare de conștiință, nicio... vine ziua de, în care împlinesc 45 de ani, am luat în ultimii ani un salar măreț, ies la o pensie foarte bună, ce mă interesează pe mine? Că majoritatea oamenilor sunt cam în jurul vârstei de pensionare. De ce, domnule profesor? Nu știu de ce, dar uitați-vă, dacă am scoate cărbune și am putea să scoatem și mai mult, nu ne-ar trebui decât să alimentăm cele două termocentrale. Pentru că ați văzut că și în perioada aceasta de iarnă se pune problema de a cumpăra cărbune de afară. Deci dacă noi vara am fi extras mai mult cărbune, am fi pus în depozitele de la Mintia, să fi umplut depozitul de la Mintia, de la Paroșeni, nu mai eram în situația asta. Acum vin și ne spun, doamne, vedeți că... Bun, dar anul trecut, deci anul trecut, să zicem, de la 1 martie, se știa că vine iarna. Da. Anului 2014. Un program în care... Și se știe că iarna nu-i ca vara. Directorii ăștia de pe la compania asta, habar n-au că după vară, după primăvară vine vară, toamnă și după aia vine iară iarnă. Da. Că de-aia suntem într-o zonă cu climat temperat, ca să avem 4 anotimpuri care se succed. Deci la mintea și la urechile acestor domni n-a ajuns această informație, astfel încât au trecut în mai acele 10 milioane de dolari pe care îi vor să-i consume pentru importul de cărbune, să nu-i consume pentru importul de cărbune, ci să-i consume pentru retehnologizarea și dezvoltarea unor abataje din Valea Jiului, care, cred eu așa, 100 de mii de tone de cărbune... N-aveam nicio problemă să le... Să deam, corect. Și vă mai dau o informație, că asta mi-a rămas în minte și după aceea facem o mică pauză de publicitate, dar este extraordinară. Acum, în miezul iernii, după ce anii trecuți au verificat și au trecut prin filtru vreo 300 de posibili angajați, viitori angajați tineri de la mine de cărbune, și care anul trecut au fost vreo 70-80 de angajări, deci mai rămăseseră în așteptare 200 și ceva de oameni. E, au anulat acele chestiuni, să zicem, selecții, trialuri pe care le-au făcut și acum organizează concurs pentru ocuparea 65 de locuri de muncă la Livezeni. Dar stați așa, că de aici încolo vine, domnule, așa ceva numai la noi în Valea Jiului se poate întâmpla. Concursul constă din două probe. O probă scrisă, un chestionar, da, și doi, o probă practică, și anume, la 1,5 metri se pune un obstacol și candidatul îi se pune în fața acestui obstacol, îi se pune un morman de ceva material și să-l lopăteze peste obstacolul ăsta. Dom'le, eu un barbu, dacă ne aude și dacă cumva se uită la televizor, ar trebui să facă o caricatură, nu doar despre Nuții și de Băsescu, să mai facă o caricatură și cu asta, că e demn de... sau Charlie Hebdo, dacă află Charlie Hebdo această informație, precis o pune pe prima pagină. Acum am înțeles că au fost și ceva probleme, ceva contestații și din partea sindicatelor, că de ce să... Când a fost runda a doua, aceea de 70 și ceva, care spuneți, de oameni, de ce să ia pe ea de pe listă care nu mersesele după prima listă, să nu, să refacă concursul. Și atunci și, nu cred că și conducerea administrativă a complexului sau a diviziei miniere
Nici nu mai știe ce să facă, domne, mergem o listă, avem de 400 și iau pe ăștia și bag 60 acum, 70... Dar lista aia de 400, de ce a făcut listă de 400? De ce n-a făcut o listă, domne, avem 80 de locuri de muncă... 80 de mai anulăm. Și anul... Da, atât. Dar au vrut să facă aia și după aia, o parte din sindicate, am înțeles că au zis, nu e bine așa, nu e corect, bun, și acum... Au anulat acum lista și acum fac concurs. Da, domnule profesor, dar efectiv probele de concurs sunt de demne de Charlie Hebdo. Aia, nu mă... Ar trebui să scrie acolo... Ei sunt muncitori necalificați pe, acum. Pe frontispiciu Struțo Cămilei, je suis miner. Miner. Deci așa ceva, eu nu știu, cu ea era prin cap așa ceva. Deci vă dați seama. Adică, după părerea mea de nespecialist, dar în primul rând ar trebui făcut o vizită medicală minuțioasă, neapărat. Și verificate niște aptitudini psihice minuțios, nu să dai cu lopata peste un obstacol, adică poate că dai 10 lopeți și după aia la 11 lopată faci infarct. Poate că ar fi trebuit să colaboreze cu INSEMEX-ul. INSEMEX-ul au niște probe care le trec minerii din timp în timp, mai ales salvatorii mineri. Și atunci aproape că o sau colaborare cu INSEMEX-ul, sau cu medicina muncii, da, ei au și partea asta și atunci poate că unele probe de efort care se fac cu salvatorii minieri puteau fi preluate pentru acești angajați. Bun, am înțeles aspectul practic, aspectul ăsta. Dar spuneți și mie, ce test scris dau ăștia, candidații. Nu știu, pentru să spune, calificați. Să spună cât mai bine e să trăi șef, am înțeles șeful, nu zic nimic din ce văd. Da, adică, din păcate n-am fost curios și nimic. Sau îi pune uitat să recite din Eminescu sau din Cioran sau... Habar n-am. N-am fost curios, dar vă spun, vis-a-vis de proba practică, așa, vedeam, într-adevăr, niște probe care să testeze și să măsoare. Bun, dar un muncitor necalificat în mină, într-o mină, mai ales la tehnologia actuală, nu manevrează combina, nu manevrează nu știu ce. În cel mai bun caz dă cu lopata și în cel mai rău caz care stâlpia de lemn pe acolo prin galerii. Da. Probabil pentru că dă cu lopata trebuie să facă probe. Cu asta, cu lopata. Da. Păi acum da, eu sper că cei care sunt necalificați acum în timp să se califice în așa fel încât să ajungă, mă rog, miner, haideți să vă povestesc vagonetar. Ceva. În anul 1980 am terminat liceu. Am dat bacalaureatul și mama și cu tata au zis, băi, tată, ești în Valea Jiului, minerache te facem. Și am zis, băi, eu nu dau la facultatea de directori, și încerc șansele la electromecanică minieră. Și am dat examen acolo și am intrat foarte bine și după aceea trebuia să mergem la armată. Da. Și cum era pe vremea aia, eram doi frați acasă la mama și la tata, nu prea aveau ei posibilități așa mărețe și multiple și am zis, bă, înainte de armată, de 9 luni de armată, așa, ce-ar fi să mă duc și eu la mare puțin. Și la Mina Petrila, m-am dus la Mina Petrila, zic, domnule, uite, vreau să lucrez și eu. Da, m-am dus și am spus direct la directorul, era Șetăr, director pe vremea aia, taică-mi lucra la Mina Petrila. Eu vreau să lucrez ca să câștig atâția bani, ca să pot să mă duc la mare, să vin acasă și după aceea să mă duc la armată. S-a uitat la mine, jucam handbal, eram bine clădit așa, ce da, bun, ok. Mi-a semnat cererea de angajare, am făcut 10 zile practică. Instructaj, protecția muncii, probe teoretice, probe practice și după aceea am lucrat 3 zile la o brigadă de înaintări numai pe schimbul 4. Da. Adică să iau câștig și sporul de vechime și nu știu ce. Ce am făcut eu în acele zile? 3. 6 ore am ridicat bolțari la clădit, la ziditul galeriilor de înaintare. După care am plecat de acolo. Și cum să vă spun eu, n-am dat niciun concurs, n-am dat niciun fel de probe,
S-a uitat directorul la mine și a zis, băi, tineret, mândria țării, gata, ești bun de mină. I-a spus eu, na, uite, așa, așa, și pe dincolo și am plecat la mare cu doi prieteni de-ai mei și ne-am distrat foarte bine 15 zile pe bani, am mai venit și acasă cu bani, că vă dați seama că a ieșit foarte bine salariul. Da. Și în ziua de astăzi, tinerii, cu școală, cu nu știu ce, cu pregătire, așa mai departe, ca să ocupe un loc de muncă de muncitor necalificat în interiorul acestei divizii a Stuțo Cămilei, o cocoașă a animalului, trebuie să treacă proba practică de lopătat la 1,5 metri nisip, sau ce îi pune să lopăteze. Dom'le, unde am ajuns după 25 de ani, după 30 de ani? Da, vedeți că în perioada aia de 10 zile când s-a făcut instructajul, nu numai de tehnica securității, muncii și așa mai departe, a fost și vizita medicală de care vorbeați înainte. Bineînțeles. Au fost toate aceste elemente. Era vizita medicală. Ne învăța să utilizăm echipamentul de protecție. Masca de protecție împotriva gazului metan și a gazului grizu. Da. Lampa. Ne dădea toate elementele necesare, nouă celor care eram pentru prima dată angajați în mină, ca să lucrăm și să nu avem nicio problemă. Nu avem, să nu se întâmple accidente. Era pe vremea aceea și un centru pe toată Valea Jiului, primele, să zicem, 7 zile se făceau într-un centru specializat și după aceea ultimele 3 zile le făceai la mină. Da, da, da. E, și care nu puteau sau care nu aveau condiții, așa mai departe, mi se spunea după instructaj. Da, bineînțeles. Da, îmi pare rău. E, vedeți, acum un pic mai sau mai spuneam delicat. Așa, domnule, știi care e treaba? Nu ești bun de subteran. Da, ești bun numai de suprafață. La suprafață. La... Da. E, vedeți, dar acum, fiind atâția oameni care nu au loc de muncă și acolo mergeai te angaja, nu era o problemă. Acum, când sunt 60-75 de locuri și sunt 800 de candidați, trebuie găsit, n-ai ce face, atunci te-ai angajat pe toți. Haideți să vă întreb așa, bun, de oră vorbim despre mizeria din mineritul din Valea Jiului, despre mizeria din managementul acestei companii. Toată lumea suntem de acord că trebuie făcut, aia trebuie făcut, aia trebuie făcut, aia la altă, singura, să zicem așa, șoaptă care a ieșit din interiorul, să zicem, ministerului care coordonează activitatea ăstora, este că vrem să privatizăm. Eu una dintre variante și cealaltă să se prezinte conducerea cu un plan de reorganizare, de dezvoltare, Stai să notez, să se prezinte conducerea. Da. Care asta? Asta deocamdată. Bine, pauză de publicitate. Vrei să-ți surprinzi partenerul sau partenera într-un mod plăcut de ziua îndrăgostiților? Contactează echipa Capital TV și te ajutăm noi! Adresează prin intermediul nostru un mesaj video pentru a-ți declara iubirea. Vino direct la sediul Capital TV din Petroșani, de pe strada 1 decembrie 1918, numărul 122 parter, sau lasă-ne un mesaj pe facebook.com/capitaltv. Mai multe informații puteți obține apelând numărul de telefon 0254 544 100. Fii original de Valentine's Day cu Capital TV. Metropolitan Beauty School prin salon Elite din Petroșani organizează cursuri de formare profesională în domeniile coafură, frizerie, manicură, pedicură, cosmetică, make-up, tatuaj cosmetic și masaj. Totodată se organizează cursuri de igienă obligatorii în meseriile de bucătar, ospătar, barman sau vânzător. Prin absolvirea acestor cursuri, la final, aveți posibilitatea să vă angajați în cadrul salonului Elite din Petroșani. Totodată, în baza diplomelor obținute, puteți profesa pe vase de croazieră și în străinătate, acestea fiind recunoscute la nivel național și internațional. Diplomele sunt eliberate în funcție de profil de Ministerul Muncii, Educației sau Sănătății.
Pentru înscrieri și informații puteți apela numerele de telefon 0754 270 813 sau 0721 461 823. Poți deveni și tu un bun profesionist prin Metropolitan Beauty School. Bazinul de înot din Petroșani vă invită la sănătate prin mișcare. Cu dotări moderne și instructori specializați, puteți beneficia de înot la standarde de calitate. Programul este de luni până duminică de la 9 la 21, iar prețul unei ședințe de 2 ore este de 5 lei pentru elevi și studenți și 10 lei pentru adulți. Totodată se pot face și abonamente, 50 de lei pentru elevi și studenți și 100 de lei pentru adulți. Ne puteți găsi în clădirea alăturată școlii numărul 5 din Petroșani. Fii sănătos prin înot! Vine iarna și vrei să-ți încalți mașina? Vino la Das Trans și noi îți rezolvăm problema. Suntem singurul reprezentant din zonă pentru jantele Rial și cauciucurile Michelin. Profită de cele mai mici prețuri la anvelopele Beef Goodrich, Goodyear, Sava și Debița. Das Trans montează parbrize și face diagnoza mașinii tale și se ocupă de orice fel de mecanică. Das Trans, anvelope și servis camioane. Das Trans, piese de schimb pentru orice mașină și geometrie roți. Totodată asigurăm speed service. Ne găsiți în parcarea stadionului Vulcan de luni până vineri între orele 8 și 18, iar sâmbăta de la 8 la 14. Ne puteți contacta la 0723 331654 sau 0254 573999, dar și pe dastransimpex.ro. Das Trans, cu noi ai siguranță la volan. Centru medical de excepție în domeniul recuperării fizice, esteticii corporale și faciale, acum și în Petroșani. Singurul de acest gen în județul Hunedoara, prin terapia cu laser vindecă sau ameliorează afecțiunile reumatismale, neurologice, dar și cele orele și stomatologice. La noi în centru mai puteți beneficia și de tratament de slăbire prin electrostimulare, tratarea celulitei prin capsula Slim Activ, dar și detoxifierea organismului. Ședințele se fac în urma unei consultații de specialitate și doar cu programare. Ne găsiți pe strada 22 decembrie, numărul 1, de luni până vineri, de la 8 la 20 și sâmbătă de la 9 la 14. Programări se fac la numărul de telefon 0354 113 938. Bună, bine că ai ajuns! Bună, asta este piesa de care ai tu nevoie. Este de la Scorpio Power, prin programul Happy Hour. Spune mai multe despre această ofertă. Prin programul Happy Hour, în fiecare marți și joi, de la orele 17 la 18, ai 20% reducere la orice produs care îl cumperi. Bună, ce faci? Am fost la Scorpio Power să prind Happy Hour. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Avertisment. La fiecare 12 ore, un român devine victima incendiilor. Nu lăsați copiii nesupravegheați sau blocați în locuințe cu surse, mijloace sau aparate care pot genera incendii. Radarul pădurilor va stopa defrișările ilegale. Informează-te! www.apepăduri.gov.ro. E ușor să spui, merge și așa, sau altfel nu se poate, nu? Pare mai la îndemână să lași lucrurile să-și continue cursul destructiv, fără să faci nimic. Însă atunci când tu însuți participi la perpetuarea unui sistem vicios, nu numai că îți riști libertatea, dar îți vei păta reputația. Iar unele pete nu se mai șterg. Alege integritatea. Spune nu mitei.
Pentru a denunța faptele de corupție în care sunt implicați funcționarii MEAI, sună la numărul gratuit 0800 806 806. Campanie de conștientizare anticorupție cofinanțată de Elveția prin intermediul programului de cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse. Sunt Camelia Potec și susțin această campanie împotriva dării și luării de mită pentru o Românie mai bună și mai prosperă. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a discuției noastre din această seară cu domnul profesor Radu Sorin. Domnule profesor, am descris așa sau am zugrăvit sau am pictat sau cum vreți să-i spuneți o situație extraordinar de grea a oamenilor din Valea Jiului, mai ales a tineretului din Valea Jiului. Și în acest context vreau să vă mai reamintesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, și dumneavoastră, domnule profesor, și poate că prin intermediul nostru ne mai au și cei care iau decizii. Valea Jiului, în opinia mea, este așa cam într-un fund de sac, așa, datorită faptului că lucrările de la defileu sunt așa cum în stadiul care sunt, datorită faptului că drumul spre Herculane nu s-a deschis, se vorbește foarte mult de domeniile schiabile de aici, din Parâng, care, de fapt, n-au posibilități de a satisface nevoile de a-și petrece un sejur plăcut celor care doresc acest lucru pe măsura celor de la Valea Prahovei sau din alte locuri din țară care au un turism dezvoltat. S-au făcut foarte multe investiții aici din bani publici care nu folosesc la nimic. Mă refer la telegondola de acolo din Pasul Vâlcan, care pleacă din nicăieri și ajunge nicăieri. Mă refer la multe alte lucruri. În acest peisaj dezolant economic al Valea Jiului, care șansele oamenilor la o viață decentă, cât de cât? Încă din 97 am tot insistat, când a fost cea mai mare disponibilizare a persoanelor din industria minieră, am insistat pentru o reconversie rapidă și pentru asigurarea noi locuri de muncă. Am spus că de ce nu sunt atrași cei care pleacă din industria minieră înspre construcția de autostrăzi, înspre construcția de tunele, înspre orice ce a însemna infrastructură, pentru că aveam nevoie și avem încă nevoie de infrastructură, dar nu s-a dorit asta. După aceea, este importantă o dezvoltare a zonei turistice și în zonelor schiabile din Valea Jiului. Dar acestea necesită investiții mari pe termen lung și nu angajează atât de rapid populația tânără a Valea Jiului. Ba mai mult, dacă reducem și activitatea de minieră din Valea Jiului, înseamnă că într-adevăr nu sprijinim cu nimic dezvoltarea de locuri de muncă. Cred că, în primul rând, trebuie continuată industria minieră, neapărat, chiar și dezvoltată, dar printr-o voință politică și printr-o decizie clară a actualei guvernări. Trebuie continuate investițiile sub orice formă, la fabrici mici. Noi nu fructificăm animalele din zonă, noi nu fructificăm produsele acestor animale, ba mai mult, dezarmăm oamenii ca să mai țin vaci, oi sau capre sau ce ar mai trebui. Trebuie fructificată prelucrarea lemnului la nivel superior. Nu numai să tăiem și să exportăm lemnul sau să-l trimitem undeva până la Calafat și să plece de acolo în toate țările lumii, ci trebuie să-l valorificăm prin fabrici de mobilă. De ce nu facem acest lucru? Să exportăm mobilă. Înseamnă deja multe locuri de muncă, înseamnă deja oameni calificați. Dar dacă vorbim despre această himeră, o singură investiție mai cât de cât mai importantă în Valea Jiului trebuia să se producă când cu fabrica de biciclete. Da, da, cu DHS-ul. Cu DHS-ul. Atunci a fost o producătorul greșeală de chinez a plecat la Deva tocmai pentru că oamenii greșeală. Păi n-a avut chinezul să dea șpagă pe românește, da, că i s-a cerut șpagă. Deci nu i-au acordat niște facilități care le-a cerut și nu erau mari. Deci
un pic niște spații în plus și o reparare a drumului de acolo, din spatele gării unde aveau sediu. Au mai stat cât au mai avut facilitățile cu zona defavorizată și după aceea, pentru că primarul Deve de la acea vreme, Mircea Muntean, le-a oferit un spațiu la drum, la acces rapid la sistemele de transport rutier, au mers acolo și vedeți ce fabrică au și câți angajați au. Din păcate, nu putem să reținem aici, nu dorim, se pare, sau nu știm să-i reținem pe investitorii care vor. Există în Valea Jiului un fel de sistem de ăsta super mafiot care dorește ca să acapareze orice se întâmplă în Valea Jiului în ceea ce privește banii publici și să nu lase pe nimeni să intre. Astăzi de dimineață am aflat o veste sau am citit o știre conform căreia 100 și ceva de firme din București, din foarte multe județe ale țării, printre care celebrii Ierbașul și alte firme, printre care și celebra firmă Strabag, cea care a făcut autostrada de la Deva la Sibiu, sunt suspectați de o evaziune fiscală iarăși de multe milioane de euro. Dar ia uitați-vă aici, citeți pe internet, știți, internetul ăsta e foarte interesant așa, pe lângă multitudinea de virus care intră și tot felul de mizerii din astea și, bineînțeles, dorința serviciilor de a controla tot ce mișcă în acest domeniu, mai sunt și niște lucruri drăguțe așa și acum la un final de emisiune, așa în ultima parte, aș vrea să vă citesc un banc care circulă pe internet, foarte interesant. La Palatul Victoria se oprește Badea Gheorghe cu bicicleta și urează mădegar, după care începe să caște ochii în jur. Văzând ce face, un sepepist se apropie de Badea Gheorghe. Îmi cer scuze. Bade, ia bicicleta de aici că vin miniștri, primul ministru. Nu, no, că nu-i bai, pentru că i-am pus lacăt. Deci dacă folclorul popular înainte de 89 l-avea pe Bulă, da, personaj principal căruia îi se atribuiau toate zicerile de duh împotriva regimului comunist, iată, după 25 de ani îl avem pe Badea Gheorghe, care identifică Palatul Victoria sau orice fel de palat, că e vorba, da, și de Palatul Parlamentului, e vorba și de servicii, e vorba și de procurorul șef al DICOT-ului, foarte mulți oameni de afaceri și așa mai departe, cu hoția generalizată din România. Și atunci eu v-am citit bancul ăsta pentru că vreau să vă întreb așa, oare cei care au scris acel MCV nu văd de unde pleacă întreaga corupție? Pentru că MCV-ul acela arată cu degetul doar spre Parlament, spre clasa politică, dar nu spune despre servicii, despre parchete, despre tot felul de alte lucruri unde, iată, corupția înflorește. Și așa un fel de organizație mafiotă cu încrengături în toate sferele de activitate ale statului român. MCV-ul ăsta s-ar putea să se dezvolte. În ce sens? Este un MCV băsist, așa? S-au scris de niște băsiști sau cum? Nu neapărat, dar acum, din păcate... Sau din potrivă, sunt niște interese transfrontaliere care doresc ca să mențină România în starea aceasta așa de confuzie totală? Eu nu cred că numai... Bun, sigur că în România poate că acum s-au descoperit și se descoperă în continuare problemele care au generat starea în care ne aflăm actualmente, dar eu cred că și în alte țări sunt probleme de acest gen. Totul este ca, mă rog, în noua conjunctură politică, economică, socială, să găsim ca nație, ca țară, ca popor măsurile și echilibrul în așa fel încât, odată lămurite aceste probleme, odată descoperiți cei care au făcut ce au făcut, care ne-au adus în această situație, să putem să ne debarasăm, fiecare să-și ia ceea ce merită,
Dar după aceea să ne punem clar pe treabă și oamenii vor ști că nu mai pot să își să facă de capul lor, să se creadă ca vătavii pe tarlale și așa mai departe. Bun, am înțeles. Altfel nu se poate, altfel România se afundă din ce în ce mai tare. Ceea ce mă, ce mă surprinde pe mine în mod foarte evident, în mod evident, faptul că toate lucrurile acestea se întâmplă cu niște capete de afiș de la București, cu niște vipuri naționale, să spunem așa, în schimb, temelia acestei societăți putrede rămâne neschimbată, rămâne într-o amorțire. Singurii doi oameni din județul Hunedoara care au probleme cu justiția e fostul președinte al Consiliului Județean Mircea Ioan Moloț, care, iată, recent a primit dreptul ca și Mircea Băsescu, astfel încât de două ori pe lună se poate duce la moșiile sale pentru ca să-și asigure subsistența în arestul de la domiciliu, și Tiberiu Balint. Atât. În rest, ce se întâmplă la compania asta națională care a fost devalizată în ultimii 25 de ani, cu n-a mai fost de foarte multă vreme. Deci dacă ar intra cineva să cerceteze hoțiile din interiorul companiei, cred că ce sunt vehiculate cifrele astea pe în presa de astăzi cu privire la Microsoft, la alte mari tunuri de genul acesta, evaziune fiscală, spălare de bani și toate celelalte, păi ar fi nimic față de ce s-ar descoperi în companie. De ce vă spun treaba asta? Pentru că de nu știu câte ori guvernanții au anulat datorii istorice acumulate de companie. Ultima dată acum 2 ani, când fostul CNH, partea viabilă a trecut la complex și partea neviabilă a intrat în faliment. De unde niciodată nu se va recupera nimic, pentru că activele și toate bunurile companiei au fost trecute la acest nou mastodont, așa, cu picioare de lut. Cred că deciziile astea care se iau au fost gândite, au fost... De cine, domnule profesor? De unii. Cineva care a luat o decizie a gândit-o, că n-a gândit-o bine și a gândit-o prost, este altceva. Ele au fost gândite, au fost analizate, s-au dat niște hotărâri de guverne. Deci nu a luat decizia asta... Bun, e în regulă, dar... Deci, foarte corect a spus, dar ăia care au luat deciziile astea greșite și care au adus mineritul din Valea Jiului în situația de astăzi, 31 ianuarie, 31 cred că e azi. Azi e 1 februarie. 1 februarie? Da, 1 februarie. Iată, am ajuns în 1 februarie 2015, habar n-au, nu răspunde nimeni de nimic. Probabil că în timp se vor elucida și aceste așa, lucruri. Așa trageți dumneavoastră nădejde, așa speranțe? Ce... Păi, în ritmul în care se lucrează acum, ăsta e trendul. Asta e trendul? Da. Și ne luăm după trendul ăsta. Nu, eu zic că totuși și trendul ăsta se oprește undeva. Bun, acum este domnul Molos și Tiberiu Balint, sunt, mai este, din păcate mai avem și alții din județ, care și Simota are probleme și alții. Simota e client veche, că domnul Simota numai de bine. Da, sunt și alții care au avut și au în continuare probleme cu justiția. În fiecare județ sunt elemente de acest gen. Ar fi bine să fie cât mai puțin și de la noi din județ, dar la noi în județ afacerile, mă rog, județul este mai mic, mai puțin cum atractiv. E județul mai mic? Mai mic din punct de vedere al potențialului financiar, pentru că nu comparăm județul Hunedoara cu județul Timiș sau cu județul... Bun, dar eu vreau să vă întreb așa, că și la nivelul județului Hunedoara presa a dezvăluit foarte multe afaceri de casă, cu firme de casă, ale fruntașilor politici, fără nicio problemă. Vezi situația de la Lupeni, vezi situația de la Deva, vezi Drupo, vezi multe alte lucruri care s-au întâmplat și care au fost dezvăluite de presă, că vreau să vă spun așa, deci marile
bombe de presă din ultimele săptămâni, de fapt nu sunt mari bombe de presă, că aceste lucruri le cunoșteam de foarte multă vreme. Presa a vorbit de nenumărate ori și despre unul și despre altul dintre cei implicați, și despre Cocoș, și despre Elena Udrea, și despre Videanu, și despre toți. Da, și despre alții. Și de ce doar acum? Probabil că am avut niște semnale și probabil și cu schimbările politice care au avut loc, probabil și cu un nou președinte, probabil și cu o implicare mai mare a Uniunii Europene în a stabili niște reguli în toată Europa și trebuie să ne raliem la ele. E important că se fac aceste demersuri și că au început și continuă pentru ca să, repet, să se termine o dată cu acestea și sper să dea semnal tuturor să nu mai procedeze cum au procedat cei dinainte. Pentru că aceste elemente care au dus la îmbogățirea exagerată a unora au generat după aceea și problemele din sistemul economic românesc. Pentru că, cum spuneți voastră, dacă unul a cerut și pagă, domnule, nu îți dau lucrarea aia sau nu îți dau aia decât dacă îmi dai 20% din ea. Dar ce a făcut? Ala atunci a zis, băi, eu scad la calitatea lucrării, că n-am altceva ce să fac. Și iată că acesta este lanțul slăbiciunului care duce la lucrări de proastă calitate, la servicii de proastă calitate, la distrugerea unor companii și firme. Vorbeați despre o posibilă, o eventuală, în 1997, știți, ați amintit acest an fatidic pentru Valea Jiului, atunci când, după arestarea lui Miron Cosma, domnul Marcel Makarovski a semnat acea celebră înțelegere cu premierul de pe vremea respectivă, prin care s-au făcut disponibilizări masive și foarte interesant ați spus dumneavoastră că s-au dat bani compensatorii în loc să se facă un program de reconversie profesională rapidă pentru ca să se poată oferi niște alternative minerilor disponibilizați. Eu am mai discutat în acest platou și despre faptul că, de exemplu, în Belgia, când au avut loc în anii 70-80 astfel de disponibilizări masive, sumele compensatorii s-au băgat într-un cont comun și nu s-au dat direct în mână la oameni. Iar s-a făcut o companie care producea cărbune pentru uzul populației. Brichete, centrale și așa mai departe. La noi de ce nu s-a putut face treaba asta? Erau mai multe variante chiar. Acele salarii compensatorii care veneau lunar sau care s-au dat și în deodată, ne puteau fi salarii pentru ca să producă ceva acești oameni. Că produceau cărbune pentru brichetaj, că mergeau și lucrau la drumuri. Făceau ceva. Și atunci îi plăteam pentru munca pe care o prestau. Ba mai mult, acolo și în Franța și în Belgia și atunci când s-a pus problema restructurării activității miniere, a fost un plan gândit pe 25 de ani. Ce facem cu fiecare, în control, îndreptăm cei care vreau să ia acești bani, erau îndrumați și asistați de către specialiști în așa fel încât dacă vor să-și pornească o afacere, să o facă. Dar cu verificare din partea băncii, cu verificare juridică, cu verificare din partea specialiștilor în domeniul în care vrea să-și facă o afacere. Și totuși, cu toate măsurile luate, cu toate astea, a avut numai 65% șansă de reușită. 65% au reușit. Bun, dar la noi aici din 40.000... Nu s-a dat nicio șansă. Deci din 40.000, 20.000 au plecat atunci, cam așa era proporția. Cam așa, a fost 42.000 și au plecat. Și acei 20.000 de oameni n-au avut nicio șansă. Nicio șansă. Niciunul n-a avut nicio deci, șansă. Deci primele efecte ale acelei disponibilizări extraordinar de rău făcute, conduse și duse la bun sfârșit, s-au văzut atunci imediat după disponibilizări, pentru că au înflorit bordelurile, au înflorit nightcluburile, fetițele la bară, transportatori care transportau agoniseala de o viață a unei familii din Valea Jiului, care pleca din minerit în Moldova, după aceea la 7 prețuri, după aceea neavând acolo ce să facă, pentru că familiile spuneau așa, domnule, a stat acolo, a smucit acolo, a trăit bine,
acum aici la ce veniți? Că aici nu avem ce să vă oferim. Și ei erau obligați să se întoarcă. Și acest Eldorado a durat un an și gata, s-a terminat. S-a terminat, s-au terminat și banii, s-a terminat tot. Și în loc nu s-a pus nimic. Da, de asta am spus că n-a fost niciun program gândit ca în alte țări și doi, nu li s-a dat prin această acțiune, nu li s-a dat nicio șansă reală oamenilor care au plecat din sistem. De ce toate aceste mari greșeli pe care țara noastră de 25 de ani le face? De ce nu se întâmplă nimic? Și vreau să spun ceva sincer. Am discutat despre Struțo Cămilă și despre compania anul acesta de nu mai pot, deci nu mai am glas, tușesc. Și nicio autoritate, niciun fel, nu produce niciun fel de comunicat, nimic, zero. Deci toată lumea așteaptă, toată lumea stă, toată lumea privește cum ninge afară, cum e frig în casă, cum boilerul nu mai pornește, că nu mai sunt 10 oameni acolo și directorul și-a niște salarii foarte mari și așa mai departe. Sigur, sigur. Aroganța administrației, aroganța conducerii față de cei care lucrează efectiv în mină. Sigur, o informare periodică și pertinentă prin intermediul presei, prin intermediul televiziunilor, ar fi benefică pentru toată lumea. Pe de o parte, pentru cei care lucrează, să fie sigur sau să vadă ce se întâmplă cu viitorul lor loc de muncă, iar pe de altă parte, pentru partenerii acestui complex energetic, care știu, domne, mai lucrez pentru voi, vă mai trimit produse, vă mai livrez servicii, toate astea au o legătură și eu cred că această nu trebuie să fie o teamă de informare. Trebuie această informare făcută periodic, consistent, în așa fel încât lumea să știe care este viitorul acestei companii. Păi foarte bine, dar dumneavoastră vedeți că Universitatea din Petroșani nu are niciun fel de reținere. Mâine seară, în acest platou de la ora 21, este domnul rector al universității, care ne va spune ce s-a întâmplat în ultima săptămână. Am înțeles că au promovat niște cadre didactice la niște, să spunem, titluri universitare superioare. A fost o comisie de examinare foarte importantă. Deci, la universitate lucrurile sunt, să zicem așa, transparente, pe față, fără nicio problemă. De ce această obtuzitate, opacitate, nesimțire, cum vreți să spuneți dumneavoastră, a administrației companie, pentru că nu este o companie privată, nu? Da. Adică noi, ca universitate, chiar dorim să fim din ce în ce mai transparent și să prezentăm comunităților locale inițiativele noastre, preocupările noastre, pentru că este în beneficiu tuturor. Și al universității, pe de o parte, și al Văijiului în general și al județului în special, pentru această colaborare care trebuie să existe între școală și economie. Bun, dar eu, pe toți invitații mei, care într-un fel sau altul sunt formatori de opinie, cel puțin la nivelul Văijiului aici, i-am întrebat același lucru. De ce administrația Companiei Naționale a Huilei, de ce administrația Struțo Cămile, zisă și Complexul Energetic Hunedoara, nu se prezintă în fața publicului, a telespectatorilor, dacă nu iei măcar, ce știu, poate au și ei un purtător de cuvânt acolo, au și ei vreun ceva. Să spun, uite domnule, la întrebarea asta răspunsul ăsta, la întrebarea asta răspunsul ăsta, deci, pe de-o parte, la problema asta soluția ei, asta în opinia noastră. Pe de o parte trebuie să așa este firesc să aibă un purtător de cuvânt care să prezinte periodic stadiul acestui complex energetic, iar pe de altă parte pot fi invitații dumneavoastră sau ai altor televiziuni sau ai altor moderatori, directorul general, deci, ceilalți directori din sistem. Andronache, da. Da. Am zis bine, directorul general. A fost. Nu Andronache. Nu, cum ai domnul... Domnul altul. Da, Niculescu. Niculescu, așa, domnul Niculescu.
Zero. Tace. Domnul ăsta, pila lui Răzmeriță, cum îl cheamă? Propta lui Răzmeriță. De la Divizia Minieră. Adjunctul lui Nicolescu. A, director general adjunct, domnul Drăgoi. Drăgoi, așa. Nici nu-i mai țin minte. Dacă nu apar, nu spun nimic, îi uiți așa. Adică ei se complac în acest con de umbră, nu-i deranjează nimeni, își fac mendrele. Care e situația? Acum, eu ce știu, nu, ne colaborăm, dar puțin pe domeniu și căutăm să colaborăm, mai ales pe domeniul științific. Dacă au probleme legate de producție și vreau să vă întreb au ceva, bani sau au timp să discute să cu noi. Ceva, că eu sunt foarte curios. Pe vremuri, legătura dintre școală și producție la nivelul fostului institut cu mine era foarte special așa. Vreau să vă întreb, cunoașteți cumva dacă în ultimii 10 ani de zile compania asta va mai comanda vreun studiu, vreo cercetare, vreo ceva? Au fost, au fost. Pe ce domeniu așa? Dați-mi un nu exemplu. Au avut mici probleme și soluții care au necesitat modificări la Lonea și la Lupeni. Adică în ce domeniu, deci, în ce problemă? Concret se modificat la o combină la Lupeni, ceva, un sistem de deplasare a unui utilaj pe un transportor la Lonea, un ceva soluții, știu, doi colegi de la, sau colegii de la partea minieră, ceva studii, dar toate acestea mult mai puțin în raport cu ceea ce se făcea acum 20 de ani. Și atunci de ce? Și am întrebat și eu de ce. Marginalizarea. Și am întrebat de ce. Au din ce în ce mai puțin bani destinați activității de cercetare, dezvoltare și ca atare o parte dintre soluțiile fac în dumnealor și chiar că nu au ce face, ne solicită pe noi sau pe cei de la INSEMEX. Și faptul că sunt faliment nu este o problemă suficient de gravă astfel încât să solicite ajutor de la specialiști, da, de la de oameni exemplu, care... Eu m-am gândit că poate dacă achiziționează niște utilaje printr-un sistem de investiții și le introduc în anumite mine din cadrul complexului energetic, poate ne cheamă și pe noi într-o comisie în care da, să le dăm girul pentru să că astea sunt așa viabile, bune, corect, se pretează la comisie. Dar stau să mă gândesc așa, au avut 10 milioane de euro ca să importe cărbune. Am înțeles, da. Adică pentru retehnologizare și o creștere a producției și a productivității. La prețurile pe care le știu și eu în ceea ce privește aceste echipamente miniere și lucrările de deschidere și mai mult de atât ceea ce am aflat de la oamenii care au fost aici în platou, cu 10 milioane de euro puteai să faci o super abataj care să-ți asigure producția de cărbune fără nicio problemă asta de 100.000 de tone pe perioada de iarnă. Bun, acum aceste investiții nu știu eu cine le-ar putea face, adică le-ar putea face guvernul. Dar decizia de a lua 10 milioane de euro s-au astea, pus la dispoziția băieților. S-au pus, da. Deci, asta și faptul că se licitează și se face, nu mai știu dacă chiar au cumpărat. Nu știu ce s-a mai întâmplat și oricum nu cred că cei de la Complexul Energetic Hunedoara fac licitația. Probabil undeva la nivel. Nu, Complexul Energetic Hunedoara, scrie clar. Domnule profesor, îmi pare rău că trebuie să încheiem așa această seară rece de iarnă într-o atmosferă glaciară în ceea ce privește viitorul Văjiului. Eu aș vrea să o încheiem optimist. Adică eu totuși cred că se vor gândi și alți... Bun, dacă dumneavoastră vreți să o încheiați optimist, vă pun o întrebare ajutătoare. Pentru mine. Da. Optimismul ăsta, până când... Păi eu cred că până... Dacă până pe ce la, termen da, de așteptare dacă, s-ar putea dacă întinde? Dacă în 6 luni nu se întâmplă nimic, înseamnă că acest complex energetic intră în insolvență, după părerea mea. E mort. În insolvență. Insolvența... Ce după ce dă în insolvență, discutăm ce se poate face când sunt în insolvență. Din păcate, da, din păcate. Da. Deci dacă în 6 luni maxim nu se face, poate chiar mai în 4-5 luni... Dau 400 de milioane de lei datorii. Da,
Da, e enorm de mult. Și nu știu câte firme le-au cerut intrarea în insolvență. Da, da. Ca să-și recupereze banii. Că firmele furnizoare ale complexului nu sunt creditori bancari. Exact, și ei trebuie să-și plătească salariile la oamenii care îi iau în firmă. Materiile trebuie să-și achiziționeze materia primă. Care a luat o energie consumată, pentru că la așa cum ei nu-și încasează banii și firmele astea mici sau mari care le-au furnizat servicii sau produse sau ce le-au furnizat, și ele, la rândul lor, încep să aibă penalizări de la ceilalți. Bun. Și un lanț. Eu sper ca optimismul dumneavoastră să fie un optimism... E un optimism moderat. Bazat, dar bazat pe niște informații, cum că lumea, într-adevăr, se preocupă de rezolvarea acestei situații nemai întâlnite pentru Valea Jiului. Vă mulțumesc că ați fost astăzi seara aici. Domnilor și domnilor, și eu mulțumesc. Punem punct. Și ne vedem mâine seară, începând cu ora 21, când în studiourile Capital TV a fost invitat domnul profesor Poanta Ron, rectorul Universității din Petroșani. La revedere! The show must go on.